Timp de o oră și jumătate, consilierii locali s-au certat cu primarul Andrei Volosevici pe tema demiterii viceprimarului USR, Anca Popa. Proiectul de hotărâre a fost inițiat de Andrei Volosevici, care o acuză pe Popa că nu a rezolvat problemele financiare ale TCE Ploiești. Aleșii locali l-au acuzat pe primar de dictatură, dar și de faptul că nu poate colabora cu femeile și că încearcă să își intimideze subalternele. Este un moment critic în momentul de față pentru administrația locală și nu considerăm că este momentul unor schimbări. Considerăm că este momentul ca executivul să găsească puncte de vedere comune, eficiență și clar viziune. Și dacă aș fi de acord cu schimbarea viceprimarului, nu aș face-o în aceste momente de criză. Demisiile se fac după ce se rezolvă situația de criză, nu înainte. Eu doar constat. Și constat că suntem la un pas de o formă dictatorială de a reacționa în această administrație. Îmi permiteți să-mi termin ideea, domnul primar. Pe doamna consilier să-și termine intervenția. Un consilier local cu funcție de viceprimar este condamnat public. Discursul dumneavoastră era inchizitoriu pentru un vot negativ. Este opțiunea grupului politic să voteze cum consideră orice proiect, iar dânsa în calitate de viceprimar USR să ducă mandatul acesta, pentru că este aici, în sala de consiliu, cu un mandat politic, n-a venit de la catedră că n-avea ce face, a venit... În final, proiectul de hotărâre a fost respins. 15 consilieri au votat împotrivă, 4 s-au abținut, iar 4 voturi au fost pentru demiterea viceprimarului USR. Astfel, Anca Popa rămâne viceprimar al Ploieștiului, în ciuda demersurilor primarului Andrei Volosevici.